faceți? Bine, mulțumesc. Acum că m-ați primit, fac bine. Veniți acolo la secundariz, nu? Mă strădui. Bună dimineața! Era bun aici Dan Helciuc să fie. Bună dimineața! Da, deci astăzi vom picta flori, dimensiunea 30x40, din neatenție, eu nu am o pânză curată și am bolmăjit una aici, a fost ceva pe ea și am dat repede, am astupat ce era pictura veche ca să pot să fac în seara asta, în dimineața asta, acest clip în direct. Neavând o pânză curată, am dat cu ceva peste pânza veche. Bun. Modelul, mă gândesc eu că mai bine ar fi, acum vă umblu puțin la rotițele voastre, modelul am spus că mai bine ar fi să nu vi-l spun care este, să nu vi-l arăt, în timp ce pictez fiecare dintre voi și poate da cu părerea ce pictor este. Hai ca să dăm așa totuși o notă de încredere, e că e un pictor român, da? Mai mult nu vă mai spun, da? O să pictăm după florile pictorului ăstuia. Nu a făcut numai flori, a mai pictat și altceva. Bun, nu mai pun modelul pentru că, v-am spus, e mult mai interesant așa. O să fie un mister și e mai frumos. Mustaș ne asigură nouă materialele de care avem nevoie, inclusiv și pânzele, vopselurile în ulei, vopselurile în acrilice, totul este de la Mustaș. Vallejo, produsul este Vallejo. Acestea sunt acrilice cu care voi lucra acum în prima fază, că după aceea cu un fion, cu acest fion, da? Un fion, voi usca timp de 5 minute lucrarea și voi trece în ulei după aia, da? Deci vom avea o oră și jumătate la dispoziție de lucru. Eu am să încerc acum cât de cât să vă pun vouă niște vopseluri acolo. Dacă le putem vedea, dacă nu, iarăși. Asta este, uite, să cobor puțin mai jos, să vedem dacă se poate vedea. Nu. Oricum nu o să le vedeți amestecându-se prea tare aici pe paletă, pentru că ar fi trebuit să am switch-ul ăla, lampă switch, adică un aparat care transmite de la o cameră la alta, numai că trebuie să stea cineva cu mine în atelier să facă tot timpul comutările astea, de la o camera 1 la camera 2 și camera 3, că o să fie cel puțin 3 camere. Neavând un operator, o fac eu singur aici cât pot și cum mă duce capul. Avem nevoie așa. Bun. Galben. Păi de ce crezi că e ăla? Puțin. Da, uite, hai să facem așa. Vă arăt așa, mai bine. Ok, da? Uite. Ce avem nevoie? Alb, galben, roziu ăsta. Da? Am să încerc să... Nu vă puneți multă culoare, pentru că sunt... Cel puțin ăștia de la Vallejo au un pigment foarte puternic și nu e nevoie de multă culoare. Negru să mai dați, doamna doctor. Nu e nevoie de multă culoare și atunci cu puțină culoare putem avea rezultate foarte bune pentru că se întinde foarte bine și are o putere de acoperire extraordinară. Deci nici nu se compară cu MyMary, cu toate celelalte firme, că le am aici pe toate. Dacă ar fi să iau în considerare câte am... Și o să facem o demonstrație într-o zi, o să vă arăt, o să vă demonstrez clar puterea de acoperire între una și alta, da? O să punem o picătură din fiecare firmă și o să vedeți ce înseamnă o vopsea de calitate. Și verde mai întâi, doamnă doctor, verde și puțin albastru mai dați-mi. Verde că ăla e bun, da? Și cel, ălaltul primul din capăt, ăla. Nu mai ducăm cu ăsta, că e prea multă. Hai să punem o picătură și dintre ăsta, dacă tot ăla ați dat. Da. Punem și din ăsta. Un verde îl folosesc pe ăsta. Și care albastru? Albastru ultimul din dreapta. E mișto la ăstea, e foarte fain la culorile astea, că au țumurucul ăsta și imediat după aia poți să pui să-l capsezi. Da? Și nu se va usca never. Și e ușor de controlat. Nu trebuie să disfaci capacii ca alea să iei cu lingurița sau mai știu eu ce. S-au gândit la o idee mișto. Probabil că mai fix și altele. Care au astfel de țumurucuri dintre astea. Bun!
Asta este, da? În afară de asta mai avem și aceste tuburi, da? Tot de la mustaș, astea sunt și mai bune, astea sunt chiar super, super bune, da? Hai să vă arăt așa o demonstrație puțin la, la oranj. Și după aia trecem la oile noastre, ia uitați la oranj. Deci dacă ai luat o picătură, ai impresia că lucrezi cu, ai impresia că e ulei, nu e acrilic, da? E acrilic, nu e ulei, cât de bune pot fi. Hai să punem și puțin portocaliu, numai de efect îl lăsăm pe ăsta aici. O să vă arăt și paleta imediat. Coborăm puțin jos și vă arăt paleta cu care voi lucra. Deci paleta este acolo, vedeți, da? Începe de la verde până la albastru. Da. Bun. Și avem nevoie de pensule. Acum fiecare cum crede că poate lucra. Eu am aici un vas cu apă. Distribuiți fraților pe unde vezi prin toate grupurile că nu e. Eu am vorbit cu administratorii grupurilor și mi-au zis nu e adevărat, noi nu spunem treaba asta, puteți să distribuiți când vreți, unde vreți în grupuri, că nu ne deranjează, doar așa vă cunoaștem și noi și cei din grup vă pot cunoaște. Și pentru noi este bine să vă cunoască. Na. Aici am un vas cu apă, e puțin, e un vas de la Dedeman, ceva de genul ăsta. Așa, aici puteți să vă dați cu pensula să se curețe, da? Costă 3 lei acest vas. Eu în mod special folosesc, v-am spus, pensulele teșite, pentru că obținem cu ele un efect. Care... Bine, că le-am și pe astea acum, așa, ce e drept, la flori se pot picta și cu asta și cu asta, dar mai mult mai bine se pot obține efecte cu pensulele teșite, da? Astea tăiate așa. Și de preferat ar fi să aveți pensule cu fir sintetic, nu cu fir natural, pentru că eu le spăl de cele mai multe ori cu Triumf. Triumful este o soluție digresantă care se folosește la vase, la aragaze, la știu, diverse chestii de curățat, un digresant. Bun, și începem așa. O să iau pensula cea mai mare, adică una dintre pensulele mai mari pe care le folosesc astăzi, pentru că am mai multe pensule mari. Și apăsam totul la îndemână. Telefonul, trebuie să vă spun că îmi stă exact în cap, în partea dreaptă. Posibilitatea de a ajunge la apă este cumva să mă aplec sub telefon ca să pot să umblu la apă. Bun, încă o dată, repetăm faza, da? Facem o linie imaginară pe jumătate, da? Și împărțim în jumătate pânza pentru a avea o paginație, da? Eu de data asta nu am mai pus culoare, am pus doar apă. Ce vedeți aici este doar apă. Odată ce am obținut paginația, adică am patru laturi egale, deja am un punct de raport. Știu unde să mă raportez în spațiu. Nu mai umblu haotic pe toată pânza, am un raport, da? Și o luăm așa. Tot timpul vaza va trebui să fie cumva la 2-3 degete deasupra nivelul ramei. Va veni și rama și rama ia un centimetru aproape falsul din pânză. Da? 2-3 degete e suficient. 3 poate e mult, dar 2 eu zic că e ok. Da? Și începem schița. Un braț n-am luat. Și ocru. Un braț și ocru. Am pus de toate, dar n-am pus. Dacă nu, dați-mi din alea din tuburi. Din tuburi, dați-mi un braț. Uite și asta. Da, trebuiau puse la locul lor ca să le vedem exact. Bun. Pune puțină ocru și puțină umbrax. Dar tot n-am luat umbrax, că sunt două feluri de ocru. Nu are nimic. Da. Păi desfaceți-o, doamna. Telefonul doar tot sună foarte ciudat. Puftiți, mulțumesc. Puneți-i capac. Bun. Și începem așa. Distribuiți, v-am spus. Faceți o distribuire în masă. Să arătăm și celorlalți ce putem face noi. În primul rând, ar trebui să ne raportăm la o vază când e vorba de de niște flori pictate. Clar, vor trebui să stea într-o vază. Și o să începem cu partea de jos a vazei, care înseamnă așa, dacă avem linia undeva de aici până aici, pe jumătate, și ați văzut-o, da? E o linie imaginară. Eu de cele mai multe ori îmi folosesc imaginar această linie, dar pentru că voi să aveți mai bine proporțiile în minte, vă puteți chiar face o linie, dar nu atât de tare vizibilă, cât doar puțin să o puteți întrezări pe acea linie, adică nu o faceți foarte tare vizibilă, da?
atât cât să o puteți întrezări pe Angelina, pentru că după aia ea va fi acoperită și dacă o faceți prea, prea tare vizibilă, e greu să o mai acoperiți. Veți lucra mult la acoperire. Pentru mine desenul înseamnă paranteze. Ce înseamnă paranteze? Înseamnă că eu pot obține toate desenele pentru mine, chiar și portretul. Eu nu-l fac din linie, ci-l fac doar din paranteze. Paranteze înseamnă linie încurbată, linia încurbată. Și înseamnă linie încurbată, pentru mine înseamnă paranteză. Și fac paranteză la stânga, paranteză la dreapta, paranteză în sus, paranteză în jos și obțin ceea ce îmi doresc. În cazul de față, voi face o paranteză orientată în sus, da? Cealaltă paranteză orientată în sus, mai mare, unde ar fi gura vazei, va fi undeva pe aici, dar e doar un imaginar, pentru că nu se va vedea datorită florilor, da? Care vor fi în vază. Și atunci o să raportez la cealaltă paranteză care va veni undeva pe la jumătate. Da? Și avem așa, calculăm jumătatea să fie atât în stânga cât și în dreapta. Da? Avem jumătatea atât în stânga cât și în dreapta. Avem jumătatea atât în stânga cât și în dreapta. E vorba de cele trei paranteze cu linia pe mijloc. De obicei, pentru cei dreptaci, foarte ușor le vine să facă paranteza din stânga. Pentru cei stângaci, invers, le vine ușor să facă paranteza din dreapta. Pentru că ne vine foarte ușor să facem paranteza din dreapta, nu vom începe cu ce e mai ușor, vom începe cu ce e mai greu și vom începe cu paranteza din dreapta cu dreapta. Pentru dreptaci. O să vedeți că exercițiul ăsta are o mare valoare, pentru că dacă veți începe cu paranteza din stânga foarte ușor de realizat, cea din dreapta, care este paranteza cea mai lungă, în cazul nostru la o vază, va fi foarte complex de realizat și aproape, cred că 99% dintre voi veți greși la paranteza din dreapta treptaci. Și preferăm să facem paranteza din dreapta cei cu dreapta, da? Și am făcut-o, da? Și acum partea paranteza din stânga, da? Paranteza din stânga nu e altceva decât o copie a parantezei din dreapta. La fel se poate întâmpla și invers. Când o faceți din stânga în dreapta, o copiați pe cea din stânga în dreapta. Atenție foarte mare când faceți parantezele orientate în sus. Dacă cea de jos are curbura la un nivel atât, da, uitați-vă aici, ceva de genul ăsta, la fel va trebui să aibă și cea de aici și cealaltă. Asta înseamnă că vaza va fi privită cumva de aici, de la centru. Deci privirea noastră va fi de la centru. Cu cât avem vaza, privirea este văzută de sus în jos la vază, cu atât mai mult cele două paranteze se vor curba mai mult și mai mult. Asta înseamnă că avem o imagine de sus în jos. Dar pentru că noi ne orientăm de aici, de la centrul vasului cu o privire, parantezele, cele trei paranteze sunt orientate cu curbura aproximativ egală. În pictura pe care noi o realizăm astăzi, aceste curburi nu ar avea o mare semnificație, pentru că noi venim cu o tehnică foarte spontană, să spunem așa, în pastă groasă. Nu vom delimita spațiile exacte, adică nu se vor găsi spații delimitate în exactitatea lor, vor fi spații foarte, adică apropierea între lumină și culoare va fi cumva vibrată, sfumată, da? O să lucrăm păstos. De aia spun că nu o să existe linele astea foarte drepte, nu o să se regăsească linele astea drepte nicăieri. Dar pentru desenul vostru e bine să începeți așa, da? Bun, încă ceva, aveți grijă, când faceți o vază, să nu o faceți mult prea mică, orientată în spațiu, sau mult prea mare, da? Orientată în spațiu. Ea ar trebui să fie undeva o vază, la 50x40, cum este în situația dată, ar trebui să fie cumva la sub jumătatea nivelului pânzei, da? Acum suntem la sub jumătate, da? Deci nu ajungeți cu vaza până la jumătate, pentru că după aia va fi o disproporție în cazul în care avem de-a face cu o dimensiune 50x40. În cazul în care avem de-a face cu o dimensiune 40x70, este vorba de o pânză verticală, atunci raportul se schimbă și e și normal să ne orientăm cumva mai sus cu ea. În cazul la 50-40, suntem undeva sub jumătatea pânzei. Sunt jos, doamnă. Cum? Văd foarte bine. Păi, cine ți-a dus un scaun? Nu ți-a dus aici. Bun. Dacă ați reușit cât de cât
să faceți ceva din ceea ce v-am spus până aici, înseamnă că ne putem apuca de treabă. Bun. Și o să începem cumva cu acoperirea vasului, în cazul nostru, a acestei vaze. O să facem cumva o vază din ceramică, din lut, ax. Da? O să începem cu acele culori închise la culoare, deschise la culoare, da? Nu vom începe direct cu acele culori închise, da? V-am mai spus ce înseamnă culoarea închisă și ce înseamnă culoarea deschisă și ce înseamnă să lucrezi într-un raport de culoare închisă, culoare deschisă în același timp. Da? E mai complex, ține de o experiență a fiecăruia, dar trebuie o experiență de cel puțin 20 de ani ca să ajungi să ții... Uite un murac să doar aduc. Asta este un murac, scrie de ea. V-a încercat. Acum vă cec, nu? Da, acum ce o să spune? Uite cum a cercat. Și în direct. O să plângeți. Da. V-am spus, distribuiți în masă pentru că oamenii nu au nimic cu noi în momentul în care distribuiți în grupuri. Deci nu au absolut nimic. Eu voi să lucrez pentru că am o culoare foarte bună de la mustaș, am să lucrez cu foarte puțină apă, mai mult păstos, pentru că se întinde, fiind un pigment foarte fin, se întinde foarte ușor și am impresia că pictez în ulei. Posibilitatea de a picta atât în ulei cât și în acrilic, adică mixt, pictură mixtă, ceea ce o să facem astăzi, o să vă convingeți că eficiența este foarte mare, pentru că în momentul în care ne apucăm să facem o eboșă în ulei, asta înseamnă că posibilitatea noastră de a lucra imediat pe acea eboșă va trebui să treacă cel puțin o zi, dacă nu chiar și două, pentru a ne întoarce din nou la lucrare, să o continuăm în ulei. Dar dacă facem o eboșă în acrilic și apoi pictăm în ulei peste, vom observa că acrilicul, uleiul se pliază foarte bine pe acrilic și nu e nicio problemă de execuție, ba chiar ajută foarte tare la perioada de execuție. O putem executa mult mai ușor pe lucrare în perioada de 2-3 ore, putem obține o vază cu flori. În cazul meu, demonstrația o să fie în dimineața asta, da? Bun. Dacă o vază este cu formele rotunde așa, e și normal că vom merge cu pensula în formele rotunde, dar nu să dăm așa cu pensula, chiar dacă o să spuneți că este o eboșă și că pe deasupra va veni ulei, totuși vom ține cont foarte tare de aceste pensulații, pentru că ne va ajuta această mișcare a brațului pe vază și culorile care vor rămâne, ne va ajuta când vom trece în ulei să avem aceleași mișcări, nu facem altceva decât să copiem cumva ce am învățat în acrilic, o să facem în ulei, ne transformăm în ulei. Da? Mă opresc puțin de la vorbi și continuăm să pictăm, da? Mai întreag și o sufletul puțin, că vorbesc prea mult. Da, nu e nevoie să uitați pe telefon. Uitați-vă aici, sunt aici. Nu, exclus telefonul, pentru că sunt aici. Asta merge. Merge și ăsta, da, dați-l, ce facem cu el? Vedem, punem pe aici pe undeva. Uite, copiii ăștia ai mei, ucenicii mei, ce-au făcut? L-au folosit drept tratament ăsta, ei n-au știut. Dacă n-arăci. Arăci, da? Da, mă rog. E foarte bună culoarea asta, doamna doctor, să știți. Da. Uite ce mișto se face cu ea, da. Obține efecte foarte bune. Aici avem o lumină. Vom încerca să copiem cumva stilul pictorului. Probabil că în timp o să vă dați seama de ce pictor este vorba. Acest pictor a pictat, a studiat la școala de la Barbizon. Încă un indiciu v-am mai dat. Cel după care pictăm noi astăzi.
pune în culoare. Așa, aici avem o ușoară tendință de umbră în spatele lateral al vazei, da? Și cumva se amestecă cu umbra, se amestecă cu vasul și se formează un întreg, să spunem așa, și cu masa și cu tot, da? Ei, treburile astea trebuie văzute cu foarte mare atenție, aș putea spune cu maximă atenție, pentru că în cea mai mare parte dintre noi vom termina aici cu o umbră, cu o pensulație continuă de sus până jos, cea mai mare parte dintre noi, cei care veți face această lucrare. Eu după aceea voi pune și originalul pe Facebook, pentru a vedea după care pictor m-am inspirat. Da, până una alta, cam deodată îl lăsăm așa, într-un mister. Și toate astea le fac pentru că de câte ori am postat înainte lucrarea pe care urma să o fac, cel puțin o parte dintre voi, ați făcut-o cumva înainte de a eu spune ce va urma să fie, ca să ne lăudăm oarecum. Și am spus, nu o să mai spun de acum care va fi obiectul muncii, să nu mai facem înainte. Să facem, dacă vrem să facem, să facem în cadrul cursului. Bun, ați văzut că eu am mai băgat niște tonalități de verde puțin, tocmai sunt niște laviuri cumva considerate și astea. Chiar dacă e vorba de apă, putem folosi și laviu din apă, doar că trebuie să fim puțin foarte atenți, da? Puțin foarte atenți nu e corect spus, să fim mai atenți pentru că putem dilua culoarea de dinainte dacă nu avem un pigment bun. În cazul meu, având un pigment bun, nu se diluează, v-am spus. E ok, din punctul ăsta de vedere. Aici o să mai avem o mică urmă de umbră, dar vedeți că eu le trec treptat. Adică sunt foarte atent ca nu cumva să fie o umbră prea bruscă, da? Bun, aceeași intensitate de culoare de aici, am să o folosesc în partea asta alaltă, da? Aici. Și am să mă duc frumos în sus. Să mai iau de data asta foarte, foarte puțin negru și am să-l folosesc ca suport de culoare pentru ceea ce va veni peste. Da? La fel se va întâmpla și aici. Da? Aici am o umbră, iarăși. Ținem cont de această umbră. Pentru că deasupra vor fi pictate florile, frunzele, efectiv floarea, da? Mulțumesc pentru distribuire. Încercați să distribuiți cât mai mult. Încercați să susțineți pe cât posibil sesiunea video, pentru că asta fac eu pentru voi gratis. Și voi, la rândul vostru, trebuie să faceți ceva pentru mine. E clar. Iar când postați ceva din sesiunile mele video, nu vă mai fie rușine și nu le mai puneți acolo vază Lucian. Ok, dar puteți să spuneți, a fost pictată în sesiunea video al ăsta. Sau am învățat din sesiunea video al ăsta. Nu vă fie rușine de treaba asta. Dacă vă e rușine, nu mai urmăriți atunci. Da, mie îmi place să cerc lumea când... Am înțeles chestia cu rușine. Cum adică? Păi le e rușine, efectiv. Nu știu care este scopul, deci postează, dar nu spune că e vaza pictată în cadrul sesiunii video sau am învățat de la maestru Popa. Nu, postează și spune. Vază după Lucian. Să iasă când de bine știe să pictezi. Da, vază după ăla. Ce mai dau eu cu ăsta? Lasă pe ăsta în pace, că eu deja sunt bun, nu mai am nevoie de ăsta. Ba, mai mulți, unii mai obrazi, spun eu niciodată nu l-am distribuit pe maestru Popa. Eu nu l-am distribuit. Și să uită toată ziua la mine, în față de la mine, spune că am învățat de la dumneavoastră, dar nu vă distribui niciodată. Deci cât o obrăznicie. Până unde poate merge în mișelia. Mișelia? Păi, asta e mișelie. Asta e mișelie. Păi, cum? Da. A, așa, deci o să vedeți că eu am acum, ce-i drept, mă consider puțin norocos, dar dintr-o altă
din un alt punct de vedere e că pe dedesubt este o altă lucrare. Eu am acoperit în dimineața asta lucrarea veche pentru că nu am avut o pânză de dimensiunea asta și cumva mă consider norocos că nu mai e pânza albă. În cazul vostru o să fie un mic disconfort pentru că nu aveți vibrația, nu o să aveți o vibrație exact cum o am eu aici datorită fundalului pe care l-am pus înainte. Eu l-am pus înainte nu cu tendința de a mă ajuta pe mine astăzi, ci pentru că a fost o lucrare acoperită. De doamna doctor este de față. Nu am avut pânze de dimensiunea asta. Nu, dar nu era cazul. Bă, am găsit-o pe asta, o facem pe asta. Da, deci eu vibrez acum cu fundalul, puțin, vibrez puțin fundalul, ajustez cumva starea de lucru. Ce înseamnă să ajustezi starea de lucru e cumva posibilitatea pictorului de a se relaxa, dar în același timp nu e o relaxare că stau pe pași și privesc lucrarea, nu. E o relaxare acum pentru a mă pregăti cumva pentru ceea ce va urma cu adevărat, adică florile. Interesul nostru total este de a face florile, da? Am făcut vaza, vibrăm puțin fundalul, dar în timp ce vibrăm fundalul nu e o concentrare extraordinară să faci un fundal, da? Și în cazul ăsta, cumva, creierul, încercăm puțin să ne odihnim starea creierului, da? Eu nu prea reușesc, că trebuie să vorbesc cu voi, ce e drept. Și pentru mine e un volum de muncă treaba asta, nu e chiar ușor. Chiar dacă am 30 de ani de experiență în ceea ce fac și pictez de 30 de ani, nu e ușor nici lucrul ăsta pe care îl fac acum, pentru că după o oră și jumătate de muncă de genul ăsta, sunt estenuat și nu prea mai am chef mai de nimic. De-aia vă spun că ar trebui și voi să faceți ceva pentru mine, ca eu să fac în continuare ceva pentru voi. 296. Da. Nu s-au trezit mulți încă, da. Nu, dar mulți și de ce nu s-au trezit? Pentru că stau liniștiți, că spun că oricum o să vadă pe live după aceea, adică o să vadă înregistrat. În mod normal ar trebui live-urile să fie ștexe. Deci numai ce fac acum și după aia șterse. Ca oamenii să știe exact că trebuie să stea acolo. Nu ai stat acolo? Îmi pare rău. Ce a fost? A fost. Nu mai e. Și se pare și corect. Păi și mie mi se pare corect. Dar oamenii spun, da, știți, noi suntem la muncă. Sâmbătă la muncă? Atunci nu e pentru tine pictura. Deci vibrăm în continuare, da? Deci nu facem altceva decât să vibrăm și să continuăm să vibrăm ceea ce urmează să fie, da? Va urma un fundal, florile peste acest fundal, da? Eu din când în când amestec umbra arsă cu puțin negru, cu puțin albastru, da? Nu e o culoare uniformă, da? Încercăm să nu facem o culoare uniformă. Apoi vom aduce pensulațiile de final ale maestrului după original, da? Cum s-ar zice, aducem lovitura de grație cu niște pensulațe, ceva de genul ăsta, da? Uite, așa vor veni niște pensulațe. Dar degeaba le fac eu acum pe pensulațele, pentru că el o să fie transformat în ulei. Și atunci vibrațiile alea chiar nu și-au rostul acum. Pensulațele alea vor fi atunci când voi finaliza în ulei lucrarea. Pentru cine vrea să o finalizeze în ulei? Pentru cine nu vrea să o finalizeze în ulei și doar în acrilic poate lucra, atunci poate rămâne în acrilic în stadiul ăsta. Nu e nicio problemă, lucrarea e foarte bună și în acrilic. Chiar recomand pentru cei care pictează să o lese în acrilic. Cine poate să o ducă de la început în ulei, o poate duce în ulei. Deci avem opțiunea mixtă, să spunem așa, de a lucra. Bun, iată că am vibrat cumva fundalul și acum ne vom ocupa doar de flori. Ce facem? Eu, pentru că m-am obișnuit să lucrez cu această pensulă, de la început numai cu ea am lucrat tot ansamblul ăsta de lucrare, vom încerca să facem florile. Asta e o măsnicie curată, domnule. Cine sună? A, pe ce sună? A fost un obiect. A fost o întâmplare. Deci, e închis. E închis, da. Telefonul se închide și sună. Da. Bun, și începem așa. Avem aici flori. Și pictăm flori. Și punem alb. A luat căldurile, doamna doctor. Sunteți foarte comică.
nu am ce spus, zic, cine e? E închis și a sunat. Da. Facem flori, da? Pictăm flori. Nu e altceva decât o aruncătură de pensule, deci nu ne concentrăm, nu avem la ce să ne concentrăm aici, da? Aruncăm pur și simplu culoarea albă pe aici, da? Așa, mie mi-ar place să vină ceva de genul ăsta, puțin ridicată în sus, da? E, dacă observați frumos, ele se chiar amestecă bine între ele, culorile astea. O să încerc cumva cu o culoare, un alb puțin spre ocru, mărginile florilor o să le pictăm mai mult în partea asta, așa. Aici o să mai am o floare. Pe aici, din când în când, am să mai pun și puțin verde cu ocru și puțin alb. Da? Și am să mai bag pe aici, așa. Ce frumos se evidențiază. Da. De-aia era nevoie, da, sigur că da. Ați văzut, da? Da. Sunteți aici. Da. Deci cum vă numiți, doamna? Tania. Tania și mai cum? Danetică. Dânsa a venit pentru a vedea în direct cum stau treburile, ca să știți că nu e. Iar dânsa este doamna doctor care se ocupă de tehnologia sunatului în direct. Da. Bun, deci vibrăm puțin atât cu alb cât și verde, atât cu culori închise cât și culori deschise, dar culoarea închisă am pus-o tocmai ca să ne ajute puțin pe noi să vedem sensibilitatea cromatică. În mod normal, v-am spus, nu se potrivește tot timpul ce vorbim astăzi pe florele astea pentru florele de mâine. Nu e tot timpul același lucru, v-am spus, diferă foarte mult de fiecare dată de la un lucru la altul, da? Eu, uitați, de data asta am pus culoare relativ închisă și vin cu culorile relativ deschise, care nu sunt chiar deschise. E vorba de un alb murdar spre ocru, da? Aici avem puține plante în zona asta și pe aici puțin. Uite, aici n-am făcut fundalul și deja e cumva altceva. Aș fi putut să lași așa, e foarte frumos și cu un verde șters, începe de acolo și se duce. Dar o să facem cum e în original, cât de cât, să avem un respect pentru maestru. Așa, și o să facem la fel, o umbră închisă puțin. Ia să o mai închidem puțin, să fie puțin mai închisă și în cazul ăsta o să înceapă și baza să stea cumva în prim plan și fundalul va fi pe spate. Mie unul nu-mi place ce a făcut acolo maestru, sincer. Mie nu-mi place vaza ce a făcut-o, doar că o facem pentru demonstrația. Da? Eu aș făcut-o în altfel, nu mai frumoasă de atât, sincer. Dar pentru că avem de a face cu un maestru, respectul maestrului. Da, și depinde probabil și de starea în care... Și de starea și nu toate lucrările sunt extraordinar de bine cotate chiar și la casele de licitație sau acolo unde se vând ele. Nu toate lucrările unui maestru au un preț extraordinar doar pentru că este un maestru. Nu, sunt lucrări mai bune și mai puțin bune sau foarte bune, dar alea sunt și foarte scumpe, evident. Lucrările unui maestru din perioada de viață, de exemplu, perioada de glorie în care se vindea foarte bine, se vor vinde bine și după aia. Adică există cumva niște reguli pe care societatea le-a format. Bun, eu am să mai pun totuși puțin negru, am să merg cumva într-un tandem. Și de data asta. Și o să mai pun pe aici niște vibrații puțin de negru ca să-mi rezulte mie florile astea frumos aici în prim plan. Vezi că lucrăm foarte sensibil. Trebuie să fim foarte atenți și să lucrăm cumva sensibil. Ce înseamnă lucrare sensibilă? Trebuie să ne concentrăm, dar în același timp trebuie să și ne jucăm. Nu trebuie să fim prea tare concentrați pe ceea ce facem, pentru că după aia riscăm cumva să pierdem din vedere anumite lucruri pe care în mod normal le vezi doar sub starea de relax. Deci, e complex ceea ce spun eu, dar trebuie să ne și jucăm, dar în timp ce ne jucăm trebuie să fim atenți și la anumite lucruri de complexitate, să spunem așa. Cumva, nici eu n-aș putea să vă spun exact decât atât cât simt eu și cum simt eu. Doamna Lina Vizirianu spune că rog nu ștergeți, deoarece revenim la ședința video să le putem lucra. Păi... știu, dar vedeți, astea sunt niște, da, deja, dar ele sunt deja niște ședințe video gratis pe care le fac odată.
că sunt gratis. Eu de ani de zile fac și fac și fac și tot fac și na. La un moment dat obosesc și eu că nimeni, sau cel puțin, na, ce să zic. Dar fiecare are o familie, fiecare are problemele lui și na. Toată lumea vrea să învețe într-un fel gratis și eu aș fi vrut. Și am dat atâția ani de zile gratis, sunt ani de zile în care tot fac gratis lucrurile astea. Nu spui că a venit ăsta azi pe piață și uite, mâine cere bani. Nu, nu e de azi de mâine de când fac lucrurile astea. Fac de ani de zile, de când e Facebook ăsta, tot fac lucrurile astea. Pe gratis. Cine mă cunoaște știe despre ce vorbesc, că nu e o chestie întâmplătoare, doar de astăzi fac lucrurile astea și mâine vreau bani pe ele. Nu. Am ajuns la concluzia asta pentru că sunt determinat de anumiți factori, nu neapărat factorii financiari dezastroși, să spunem, în care se află fiecare artist dintre noi, ci factorii de nepăsare ai celor de pe Facebook. După ce îi ajut, în mare parte, sau în mică parte, sau cum vreți, își iau frumos cum zice, bușuța să facea ca să spune spate. Și a plecat și nu mai știe timp. Nu ajung prea departe, dar uite, nu vedeți, deja nici nu mai voi să recunoască, băi, am învățat de la ăla. Nu, mai domnule. Și chestia asta e puțin pentru mine. Nu e deloc încurajatoare pentru mine. Am primit foarte multe aprecieri în mesaje scrise pe postarea care am șters-o. Pentru că am șters-o, că la un moment dat acolo erau o grămadă de lucruri care eu nici măcar nu am avut timp să le citesc și mi-a spus cineva, uitați, domnul Popa, ce se întâmplă acolo, sau maestre. Vedeți că cineva a scris aia, ne certăm între noi și am zis, Doamne, Maica Domnului, zic, dar eu n-am știut de lucrurile astea. Erau 90 de comentarii atașate într-un alt comentariu. 90 de comentarii atașate într-un comentariu de-al meu. Deci, și am șters toată postarea. Erau, în total, vreo 600 de... 700 de comentarii și am zis, nu, mai gata, zic, chiar nu se merită, nu am crezut că Facebook-ul poate avea o așa mare influență asupra unor oameni și chiar oamenii acum sunt în casă, probabil că stau mult și gândesc mult și de cele mai multe ori când gândești mult, nu mai... Raul era că nimeni nu mai era atent la ce se întâmpla, da. Toată lumea era pe comentarii. Da, da, nu mai era treaba de... Bun, acum luăm pasta albă, chiar albă, avem un alb acum, da, și vom încerca cumva să definim niște urme de petale albe, ale florilor. Eu v-am spus că lucrez după un pictor, nu vă spun care, o să vă spun la urmă după ce pictez, dacă între timp vă dați seama, unii dintre voi își dau seama după care pictor pictez, poate scrie în comentarii aici în direct și să înțeleagă și ceilalți, da? Astea sunt doar niște urme de petale, după care vom veni cu un verde și vom pune niște verde între petalele astea și vor da impresia de frunze. Nu trebuie să fie nicio petală mai vizibilă sau mai puțin importantă decât celelalte. Toate ar fi niște petale aruncate neglijent, culorile pe acest tablou, ca fiind... Na... Ce se vede aici? Uite, am să fac aici. Probabil că asta o să fie puțin mai vizibilă floare. Puțin, dar nu mult. O să mai intru iarăși cu o culoare. Probabil că mulți dintre voi v-ați dat seama despre ce pictor este vorba. Nu și-au dat încă seama. Înseamnă că nu-și dau străduința să înțeleagă. No, bine, haideți că vă spun eu. Vreți? Nu încă. Bine, da, nu, da, ne mai ca domnule, dar pe cum să spunem noi așa ceva? Nu spunem noi nimic. Că poate să prinde cineva. Da, mama, acela ce în plus e păcat să se piardă aceste lecții. Consider că sunt de mare valoare și ar trebui puse undeva să fie accesibile. Pe bani. Pe bani. Da, păi accesibil eu este... Eu mi-am cumpărat bilet la teatru? Pe bani. Pe bani, că stau... Toată lumea îmi spune mie că, de fapt, domnule, știi, uite, iei bobârnaci în cap, iei ca prostul, zice, iei bobârnaci în cap ca prostul, că ești agramat, că nu știi ce, nu știu cum... Da, nu sunt pictor.
Da, și am spus, bă, fraților, cum a spus o doamnă acolo, domnule, nici Hagi. Hagi. Pardon, doamna, care era ministru. Da. Și tot a scos câte o gafă. Și mi-am spus, într-adevăr, zic, e foarte posibil ca unii dintre noi să mai greșească. Uite, de exemplu, am făcut niște lucruri, vorbesc la telefon, vorbesc cu dumneavoastră, scriu mesajul, îi dau drumul, niște postare. Adică, ieri, de exemplu, am postat, nici nu m-am uitat ce am postat. Nu rog, m-a sunat Dan, și-mi zice Dan Helciu, că zice, la o vezi că și la postare acolo, ai scris, unii trebuia cu 2 de i, informații, nu cu informații. Da, da, am făcut gafe, recunosc. Dar nu e, eu nu mă laud cu gafa mea acum, probabil. Da, e altceva. Nu. Dacă dau lecții de limbă română, de gramatică, e altceva. Da. Eu dau lecții doar de pictură. De pictură. Da. Bine, nu este acceptabil nici să greșim, nu știu ce gafe să le facem până acolo, încât să fie, da, toată ziua, toată să faci toată ziua, să stai. Aia e altceva, vorbim de lucruri complet diferite, clar. Bun, haideți să mai facem puțin, dezvoltăm cumva florile, o să mai punem puțin alb. A, uite, suntem 300 de oameni, 300 și chiar. Ne trezim. Oh, bun, ne trezim deja. Începem să facem ochișor. S-a băut cafeaua? Sigur că da. Păi nu, că inițial am spus că, uite, știi, m-am gândit, zic, o să fac chiar la 9 dimineața. Oh. Oh. Ce ai făcut, Bobiță? Zic că la 9 oamenii, dacă s-au trezit de dimineață toată săptămâna, vor și ei să stea în pat mai mult, relaxați, nu? Să mai stau și ei cu soții, cu soțiile. Care au, care nu. S-a luat curentul. Vreau să încerc puțin. Acum voi pune tonalități de culori închise pentru a scoate mai mult în evidență vaza. Da, iarăși tonalitățile astea de culori închise vor fi foarte ușor vibrate aici, câte puțin în partea asta, câte puțin în partea asta, câte puțin. Adică nu o să încep de aici culori închise, da? O să pun culoare închise de aici și o să duc tot numai cu culoare închise. Nu. Punem puțin negru aici cu albastru, punem puțin negru cu verde, tonalități diferite. Asta înseamnă la vibra, da? Și nu punem pensulă lângă pensulă, le aruncăm cumva, da? Să denote vibrația. Vibrația e ceva care ar putea sensibiliza privitorul, să spunem așa, adică nu ți-ar da totul de-a moaca, să spunem așa, îți mai lasă puțin și ție din imaginar să funcționeze vibrația asta. Uite, domnule, ce vocabular aveți, nu vreau la notul? Mai, nici aia de la... Asta pentru că v-ați culat foarte de dimineață. Da, e adevărat, m-am trezit pentru că am probleme cu dantura, mi-am luat pastila. Eu o luni durează chilăreala. Trebuie să-mi scoată niște... Uai! Urât lucru și cu măsările astea. Bun! Acum uitați, vedeți, am pus puțin vibrație pe aici, dar păi cred că până la urmă nici eu nu cred că îl mai duc în ulei. Eu mi-am pregătit paleta cu ulei aici alături. Am paleta cu ulei să pictez în ulei. Nu știu, să vedem. Da, ce o să fac o oră și jumătate? Pentru că s-a scus doar o oră, nu? Cât s-a scus? Da. Nici o oră măcar. Păi și ce mai facem? Trebuie să facem ceva, nu? Este un albastru cu negru. Vibrez cu un albastru și negru cumva, da? Cred că lucrarea lui domnul din imagine, cred că are o limită de exprimare, dacă aș putea spune așa, pentru că nu înțeleg de ce, pentru că vorbim de un mare, mare pictor, cred că cei mai mari pictori ai noștri, ai României, este domnul... Domnul autor. Nu mă lasă doamna doctor să spun despre cine e vorba. Am tot sperat că poate se va găsi și cineva să recunoască autorul, dar e mai greu, încă oamenii sunt după a doua ceașcă de cafea, somnoroși și greu de... aici mai avem o floare, o să mai facem o floare aici,
ce se întâmplă? Cumva aș încerca să trec dincolo de model. O să vă pun și modelul în original, dar pentru că modelul în original ne oferă foarte puțin lucruri mai mult decât faptul că denotă o vază cu flori și o cromatică liniștită, plină de lumină, scăldată în lumină, altceva nu ne mai oferă. Cel puțin eu nu mai văd dincolo de lucrurile astea. Cu toate că am încercat să-mi găsesc o explicație la acest tablou, mai mult de atâta nu cred că pot să găsesc o explicație. Deci, în afară de faptul că este o vază scăldată în lumină și denotă o vază cu flori, lucrat foarte păstos, tabloul este tabloul de Nicolae Rigorescu, pentru că este un Nicolae Rigorescu. În final trebuie să spun lucrul ăsta pentru că e greu, nu mai pot să mă abțin și nu cred că găsesc nici nu găsesc motivația până la urmă, că mi-e greu, da. Cred că l-a pictat undeva într-o perioadă foarte agitată a vieții sale, ori nu știu, care fapt să dat. Era probabil îndrăgostit, da. Nu știu în viața lui cum a fost, decât atât cât ni s-a oferit. Bun. Aici, pentru că v-am tot spus acum despre cine este vorba, este vorba despre Nicolae Rigorescu. Eu cred că nu mă mulțumesc doar cu ce mi se oferă, cam atât mi se oferă mie în mare parte în acest tablou, în această vază. Cred că am să duc cumva mai mult de atât toată lucrarea, nu? Că e prea puțin și nu știu ce aș putea... Cred că a avut o rămurică de înalbă ceva, că e mult prea înaltă. Și cred că e, da. Da. Și eu am observat, pare tăiată, ruptă, da. Și e dispusă pe verticală, lucrarea noastră nu e verticală și atât de mare. Deci, în afară de crenguță de înalbă, nu vă ce ar putea să stea acolo. Mm-hmm. Da, e tot... Flori roz, pot fi flori de înalbă. Nu, am să bag și eu ceva roz, că de-aia mi-am pus acolo rozul ăla, cantitatea enormă, că din rozul ăsta aș putea să pictez 5 tablouri, 5 flori. E păcat de risipă, adică n-aș face risipă de rozul ăsta. Uite, vezi, și eu am să vin cumva cu un roz foarte subtil. Mai băgăm și în decor. Mai băgăm și în decor roz? Nu. Pe jos, pe unde? Exclus. Exclus, da. Că flori de înalbă sunt, pentru că sunt destul de mari și sunt dispuse, uite așa, vezi? Pe rămurică în sus, pe tulpină în sus. Ei, să încerc cumva să definesc florile astea, să le fac mai definite, nu? Că parcă par prea neconcludente, să spunem, uite aici, tot așa, am să încerc să fac eu niște flori, da? Nu, că... Probabil eu vreau să-l vând în final pe tablou ăsta. Ce să fac cu el? Cred că n-am să țin în expoziția mea particulară. Evident. Și atunci cumpărătorul nu o să fie impresionat doar de faptul că este după o copie după Rigorescu. Va vrea să aibă o lucrare care să aibă e și o pe... Exact. Nu e copie, este inspirată. În momentul de față nu mai este o copie, că e doar o inspirație. Da, după... Cum? Ăsta meu, nu? Vibrație. Da, păi încercăm să găsim cumva o vibrație în plus față de Rigorescu, pentru că ce se întâmplă? Maestru Rigorescu, lucrările dumnealui sunt lucrările dumnealui, nu are rost să mai povestim ce este Rigorescu, știm bine, marele pictor al României, da? Încercăm pe cât posibil să luăm și noi de la cine, de la cei mai buni, ce ni se oferă, pentru că aici aia chiar albul acolo, nu înțeleg ăla acolo, chestia aia. Deci totuși, hai să-i dăm o semnificație cât de cât relativă, ceva de floare, de boboc, de frântură de boboc. Dacă nu, salut, Dane! Ai rezolvat, da? Gata? S-a rezolvat totul, da? Ok. Să primiți... Poză! Cum? Doamna doctor, sau nu știu alb întrebie. Albul ăla puternic. Albul cel mai alb. Albul care l-avem cel mai alb, da. Albul
Deci nu facem altceva acum decât să... E așa la... Păi nu, că ăla nu știu dacă e așa de alb. Asta e alb tare, nu? Ia să vedem. Mulțumesc, Româna. Bun, și continuăm să mai punem alb cam deodată. Uite ce frumos, acum începe chiar să vibreze bine. Acum e momentul în care chiar trebuie să ne concentrăm puțin mai mult decât o joacă. Ia să facem noi niște efecte de crenguțe pe aici. Bine, aș putea să fac și pe aici, dar nu știu, tendința de a nu greși, mă tot abțin să nu fac vreo gafă. Să nu cumva să ies, că cu trei pensule, dacă ești mai mult decât trebuie, l-ai distrus. Deci trebuie să fii foarte atent. Adică dacă ai făcut numai trei pensule pe aici unde nu trebuie, deja ai distrus tu cărea și după aia îți va pare rău că ai muncit atât la ea și o poți duce într-o altă direcție. Pe aici, în schimb, am să mai fac încă puțin alb, să pară o lumină explozivă pe masă, da? Și după aia o să vin cu niște petale rupte pe... pe masă. Da, prin jur, da. O să mă ridic puțin aici și eu cu lumini. Da? Aici totul este amestecat, se amestecă cumva. E din cauza luminii puternice care cumva deformează sau cel puțin schimbă ideea formelor, nu? Că dispare forma pentru că e scăldată în lumină multă. La fel o să mai ridic și eu puțin tonalitatea aici de alb, o să dau, mai mult volum vasului. Aici o să vin și eu puțin mai mult alb, strălucirea vasului. Voi aduce în schimb aici, uite, acum, deci eu am pictat tot tabloul, să ne înțelegem, numai cu asta. Deci tot ce vedeți până aici, doar cu asta. Acum încerc să iau pe asta pentru că aș vrea să câștig cumva timp. Și am să iau puțin umbră arsă și o să delimitez cumva vasul în două prin simplu fapt că acest tip de vase de ceramică arsă aveau cumva și niște motive, cumva cred o parte dintre ele, aveau motive tradiționale. Grigorescu nu ne arată în acest tablou niciun motiv tradițional pe acest vas, doar că cumva, probabil, ar fi avut o delimitare de în vas aici. Da? Ce mai avem? Acum vom face umbrele. Vom face umbrele la floarea de aici și frunzele de aici. Da? Și vom face cumva niște umbre. Da, și aceste umbre, iarăși, trebuie mare atenție că ele se pierd într-o tonalitate egală atât umbrele de pe vas, cât și umbrele din spațiu, din spate. Ceea ce e puțin cam pentru mine neclar lucrul ăsta. Adică ar fi trebuit în mod normal intensitatea să fie probabil mult mai mare ori pe una, ori pe alta din ori pe vas o umbră mai mare sub aceste frunze și flori. Ori aici. Adică, oricum, intensitatea nu mi-ar fi plăcut să fie o intensitate egală atât aici cât și aici. Cel puțin mie nu mi-ar fi plăcut. Și dacă nu-mi place mie, eu am să continui să fac cum îmi place mie. Și am să fac într-un fel al meu personal. Până aici maestrul Grigorescu m-a ajutat foarte tare. Mulțumim, maestrul Grigorescu. Păi... trebuie să fim și noi cumva cu spiritul dânsului, trebuie să fim într-o armonie, nu? Să nu cumva să creăm un dezechilibru la nivel... Cu siguranță apreciază. Să dea Dumnezeu. Da. Mai este să nu te superi pe noi că nu facem o copie fidelă a ta. Cu atât mai mult se bucur. Doar e inspirație și... adică faptul că e pomenit, eu l-am visat pe Rembrandt de câteva ori și râdea așa, se uita la mine râzând și spunea, măi, dar prost mai ești, tu crezi că faci Rembrandt? Și eu i-am zis, zic, maestră, zic, de ce mă faceți prost? Și vorbeam cu el, că eram cumva frustrat. Și zic, de ce mă faceți prost, maestră? Și el zice, mai ai, fiule, mai ai până ajungi tu să pictezi un Rembrandt. Da. Ăla a fost coșmar.
Eu tot am crezut că fac Rembrandt-ul. Ce am zis, băi, uite, ce să mai gata, m-am dat cu maestru Rembrandt la... Da, spune. Nu, că totul e făcut cu bună credință și cu respect și... Nu ai cum să greșești până la urmă, chiar dacă nu iese. Mă, dacă ai inima deschisă și ești dedicat pe ceea ce vrei să faci, că nu toată lumea e dedicată. Exact. Adică, probabil că simți dedicată, ești numai... Ce înseamnă dedicat? Dedicat înseamnă să ai zeci de ani din viața ta, să stai să studiezi. Adică, ăsta e sacrificiul meseriei. Studiu pe zeci de ani, nu pe un an, doi și după aia... Pe un an, doi și vrei după aia nu știu cât să fii. Probabil. Probabil că poți fi și după un an, doi bun. Probabil, spun. Poți să fii și un an, după un an, doi bun. Dar, nu știu, inexplicabil pentru mine. Nu, nu găsesc. Stăm picioare așa. Nu cred că stăm picioare așa ceva, dar e greu. Mie mi spuneau, eu am pictat Rembrandt de mulți ani, de 30 de ani fac Rembrandt-uri, adică chiar am pictat 30 de ani Rembrandt-uri, din asta m-am și întreținut de altfel. Și mie spuneau pictorii mai bătrâni, băi, zice, stai acolo, îmi ție locul, că îți va veni și ție locul, nu te grăbi, stai acolo, hai să vezi. Și atât de mult mi-a intrat chestia asta în minte, încât chiar eu, vă 20 și ceva de ani, eu chiar nici n-am vrut să... Eu am stat foarte liniștit în banca mea, adică atât de liniștit încât nesimțit de liniștit. Am fost nesimțit, am ajuns la o nesimțire a liniștii. I-au luat prea în serios. I-au luat prea în serios. Da, dar uite că au fost constructive până la urmă, că na. Nici, pentru, știi de ce au fost constructive? Pentru că eu nici la ora actuală nu mă consider un pictor extraordinar. Cu toate că multă lume spune, wow, uite ce maestru, dacă... Dar eu o spun eu, nu știu dacă am ajuns la apogeul pictural. Și nu cred că o să ajung decât poate atunci când... După 90. Da, cred că da, când vei înțelege cu adevărat că trei pensule înseamnă o floare și nu înseamnă o floare, 100 de pensule ca să-i scoți acolo nervurile petale. Da, e altceva, vorbim de lucruri diferite, deci de aspecte diferite. Da, cum am spus, fiecare cu... Mai ales că între timp s-a inventat aparatul de... Fotografia. Ai, poți face poze foarte bune pe telefon. Ei, da, s-au inventat și roboți care să picteze. Avem roboți care pictează, dar totuși o face o mașină. E același lucru ca și cum ar face o imprimantă, deci nu e diferență. Ne omoară digital. E vorba doar de mecanică, acolo și una electronică, dar și imprimanta are tot mecanică, că imprimanta duce mecanic un cartuș din stânga în dreapta. E tot o mișcare mecanică și aia. Robotul tot mișcare mecanică face. Noi oameni tot mișcare mecanică face, dar noi facem oameni pentru oameni. Exact. Da. Doamna Balaș Gabriela, aveți o mână de aur. Să rămână, doamna Balaș. Doamna Eli Vitan, fiecare tablou, indiferent de sursa de inspirație, are amprenta personalității celui care pictează. Asta e interes. Asta este interesul, asta da. Ideea e că... Una peste alta este că fiecare o facem din plăcere, alții o fac din terapie, alții o fac din nevoie de a se susține financiar din ceea ce fac. Adică, nu. Fiecare cu... Doamna Mioara... Deci nu facem altceva decât... Vedeți, nu am ce să discut, că eu caut acum culorile închise și pun culorile închise. Da, doamna doctor, spuneți. Doamna ce spune? Mioara, eu nu am destule cuvinte ca să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Prețuire și respect. Să rămână, mulțumesc mult, vă apreciez și eu la rândul meu, apreciez chiar dacă nu vă cunosc, dar vă apreciez sinceritatea și disponibilitatea de a fi sincer. Într-o societate în care lumea postează și nu spune măcar că, uite, vezi, e lucrare după prostul ăla. Nici măcar atât. Bun simț. Nimic. Dar facem și educație cu ocazia asta. Nu. Impro. Mai facem. Impro. E nevoie, facem. Eu nu mă pot educa pe mine, nu sunt să educ pe altul. Deci... Cu bunul simț, e, ba da. Dacă te naști cu el. Da. Eu tot sper că mai avem leac. Leac avem. Leacul e în noi. Noi suntem leacul. Și noi suntem și beleaua. Da, chiar.
Și beleaua și leacul, tot noi suntem. Îl trecem în ulei. Îl lăsăm puțin să fiu. Auleu, dacă am dat cu capul ăsta, dacă ce să mai văd, că atâtea câte am pe cap numai... Dumneavoastră vorbiți românește. Ce mesaj zice doamna ultima? Ana Stoica. Doamna Ana Stoica scrie un mesaj. Nu la mine pe telefon, la dumneavoastră. Nu la mine pe telefon. La mine pe telefon e altceva. Vom face puțin o mică mutare. Vom scoate paleta de acrilic. Doamna doctor, asta luați-o sus și fructificați-o, că e păcat de ea. Da? Luați asta din ea. Acum punem paleta de ulei. Eu am un clește care prind paleta de treaba asta. E ușor. L-am cumpărat de la Dedeman pe acest clește. Mai puțin că... Așa. Și acum trecem în ulei. Pentru cei care pictează în ulei. Și vor să vadă în continuare. Și etapa în ulei. Pot rămâne aici, alături de noi, să urmărească etapa în ulei. La ulei... Păi nu, că am pus deja culori. Gata, am pus tot. Nu am pregătit aici. Galben mai vreau puțin, dar lasă că-mi pun eu, doamna doctor. Nu, 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 că ăla e mare, nu vreau dintre ala. Nu, băi, folosim numai de la musini toate culorile, nu mai... De la mustaș, nu musini, de la mustaș. Nu ne mai trebuie altceva. Bun. Alb am pus. Galben avem. Cam asta e tot. Bun. Și ne apucăm de pictat acum în ulei. Îl transformăm în ulei. O să pun puțin fion pentru că am pus pastă groasă și nu s-a uscat. Deci dacă vă recomand, ce vă recomand? Vă recomand vopseluri de la Mustaș. Eu sunt ambasadorul Mustaș în România, pe magazinul Mustaș. Magazinul Mustaș este magazinul mustaș.ro, intrați mustaș.ro. Dacă vă spun că lucrările iese minunat, e dovada vie, uitați aici ce frumos a ieșit, doar câteva picături de culori de la Mustaș. În acrilic. Culorile în ulei le am tot de la Mustaș. Săptămâna care vine vreau să vă prezint frumos cu camera, cu telefonul, pus cumva orientat pe tabletă, cu culorile în ulei și vreau să vă prezint exact frumos amestecurile de culori. O să vă fac combinațiile, vă învăț combinațiile de culori cu gama completă de la Mustaș și de vopseluri în ulei. Nu vă le prezint astăzi pentru că nu am gama completă. Și neavând gama completă, nu aș vrea să vă prezint ceva derizor. Vreau să facem ceva frumos. Bun. Să sperăm că s-a uscat în mare parte. Nu s-a uscat chiar tot pentru că am pus și pasta foarte groasă, ce e drept. Da, să sperăm. E încă călduț. Treaba. Ce avem nevoie? Op, avem nevoie să dăm cu capul de telefon tot timpul, că vopselurile le-am aici.
Ei, eu am să încerc să mă obișnuiesc cumva cu câteva peneluri și o să încep prima dată cu a vibra fundalul. Da? Folosesc pensule mari tocmai pentru a avea viteză. Vă rugăm frumos, distribuiți în masă! Da? Haideți! Distribuim în masă să moară toți dușmanii noștri, care sunt ei, care vă sunt mică. 376 de distribuiri. Păi, da. Haideți să zic o treabă. Știți când la pitat Arsenic Boca câți au fost? 1500 de distribuiri. Super. Și știți cu cât s-a terminat? Cu 88.000 de vizualizări în 2 ore. 88.000 de vizualizări. Deci ce vorbim? Da. Bun. Și acum vibrăm. Eu iau puțin alb, puțin umbră arsă, puțin ocru, da? Le amestec cumva în palmă, pentru că mie îmi place foarte tare să lucrez amestecurile în palmă. Voi nu le vedeți în palmă pe amestecuri, doar că pentru cei care vor fi pe acel... o să fac, v-am spus, o să fac cu bani. Clar, o să fac și niște cursuri pe bani. Pentru cei care plătesc, într-adevăr, și vor să vadă mai mult, cursuri intense, da? Aceia vor avea cumva, să zicem, față de ceilalți posibilitatea de a vedea mult mai mult și de a înțelege mult mai mult, pentru că și eu vreau să trăiesc din treaba asta în final, că m-am săturat să fac gratis, gratis, dar cât? Înțelegeți-mă, nu trebuie să vă supărați pe mine. O parte dintre voi poate o să vă supărați și o să spuneți: vai, dar cum e posibil să faceți acum pe bani, că până acum ați făcut gratis și... Da, toată lumea face pe bani, am înțeles, eu știu, dar mai mult e că mi-am luat bobârnaci în cap de la cei care fac astfel de clipuri pe bani și mi-au zis: dacă dumneavoastră vă credeți că aveți o familie și vă puteți întreține doar din pictură, la ce mai faceți live-urile astea gratis? Na, cumva înțeleg și pe ei aici, chiar îi înțeleg. M-au... E lumina, e apa de plătit. Păi e chiria, în primul rând, care e 500 de euro. Păi am și chirie, nu? Doamna doctor, stai puțin că nu înțeleg, că nu-ți vine cu pluta. Păi n-am coborât cu parașuta, nici eu cu Bucureștiul și m-au primit Bucureștiul. Ia mă de aici tot pe gratis, că tu ești Rembrandt de România. Nu, nu, totul e pe bani. Singurii care s-au oferit să-mi dea ceva, în sfârșit ceva, așa a fost... doamna Sica Tache și cei de la Mustaș, care au zis: domne, uite, haideți să vă dăm ceva gratis. Vă dăm noi niște vopseluri, dar să nu uitați să spuneți de unde le aveți. Și pentru că oamenii ăștia au fost atât de deschiși față de mine, am spus: ok, fac tot posibil să vă recomand de câte ori am posibilitatea. Na, asta a fost înțelegerea mea, o înțelegere cumva morală cu Mustaș. Nu a fost o înțelegere obligatorie. Nu e o înțelegere, n-am nicio obligație față de oamenii ăia. Doar că pentru că au vrut să fie și au arătat disponibilitatea față de mine și eu mi-arăt disponibilitatea față de ei și încerc pe cât posibil să susțin și eu ceva din activitatea lor. Cumva v-am spus că eu o să-l modific cumva, nu o să mai fie Grigorescu cel de acolo, o să încerc cumva să fac puțin mai mult decât un Grigorescu, sper să nu se supere nimeni pe mine în cazul de față. Da? Să nu vă supărați pe mine, dar tabloul ăsta în final va trebui vândut. Da? Și un Grigorescu așa cum este acolo, mi-e greu că cineva va încerca să... Da, nu se știe. Da? Eu cam deodată o să încerc să-l fac pentru vânzare. Vedeți că lucrez, vopselurile sunt foarte bune calitativ, uleiul este tot de la Mustaș. Toate, tot ce am, inclusiv pensurile sunt de la Mustaș. Asta întreba cineva, că la, ca online nu sunt atât de multe. Ce nu sunt așa de multe? Pensule? Așa zice. Unde? Nu la... să și le caute. Păi nu știu să și le caute. Dați-mi și mie bluza aia, că deja m-a luat un junghi în spate cu ușa deschisă, că sunt foarte sensibil. Ups! Sunt sensibil. Da, complet sunt sensibil. Și la boală, și la văseli, și la... La sentiment nu mai zic de sensibil sunt. Stresul. Nu e stres, eu nu sunt stresat. Nu, eu noaptea când mă pun să mă culc... Cred că e invers. Noaptea când mă pun să dorm, încep să-mi scot din cap toate gândurile rele și încep să spun: vai, ce fericit sunt, ce bine mă simt, ce aia și... nu, că nu o fac ca o poezie. Nu fac ca o poezie, dar o fac așa, într-o stare din asta de... Da, să mă simt... Să crezi. Da, să crezi.
Păi mă durea, la un moment dat aveam impresia că am junghiuri în inimă, că nu știu ce, m-aș vrea cu control la inimă, zic, bă, fraților, m-aș vrea făcut două controle așa, mai zonă, ai inimă de taur, zice, de sportiv. Ce dureri, ce alea, n-ai nimic din toate astea. Și, de fapt, ce e? Că creierul te face autostradă până la inimă, creierul, și după aia zice, ia să mă mai, m-am plictisit, zice, mă duc până la inimă, știi? Și duce până la inimă, se întoarce înapoi și spune, băi, și ce fac eu, mare? Te păcălește, da. Zice, dacă v-ați face, doamna Schmidt, zice, dacă v-ați face canal de YouTube, exact, ați fi un top garantat. Să vină, și câștiga bani. Să vină cineva cu telefonul, cu camera, cine vrea să câștige bani, să vină aici în atelier, să facă când fac eu videoclipurile astea, să-și pună el camera și eu îi dau voie, dreptul de autor, îl dau lui direct. Cine vrea, eu n-am nevoie de niciun ban. Mie mi-e de ajuns când face reclamă pe YouTube. Și să vină să susțină el toate videoclipurile astea de sâmbătă dimineața. Să vină cu telefonul aici, cu cameră, cu ce are aparatură și să le pună pe toate pe YouTube sub la forma lui. Și cine vrea să câștige bani, să vină să facă treaba asta. Eu, unul, nu am cum să fac lucrurile astea. Mie este foarte greu. Mie e greu și lucrul ăsta, pentru că, uite, am comanda aia acolo și nu pot să o pitesc că fac lucrul ăsta acum. Da. Asta este adevărul. Bun, continuu să pun alb, explozie de alb, da? Îmi place ideea aici că se amestecă vaza cu fața de masă și e cumva spensulații vibrante, da? Și după aia o să vin și cu câteva petale peste. Mai degrabă acum că eu nu mai lucrez în pastă groasă, în ulei, pentru că am deja asigurat modelul, o să vin numai cu niște laviuri subtile peste această pastă de acrilic și cumva încerc cumva să-l fac mai frumos, să fie mai frumos, mai bine, mai vibrat, mai viu la cromatică, mai înțelept, un tablou mai înțelept, încerc cumva să aduc cumva pe cât posibil iarăși o performanță profesională, dacă îmi permiteți să spun lucrul ăsta. Eu tot timpul v-am spus, cromatica, culorilor o fac aici, paleta e în palmă. Cum voi lua de aici, am să pun așa o culoare puțin mai închisă, după care am să încerc cumva să o mai deschid. În funcție de ceea ce simt eu pentru lucrarea respectivă. Dacă veți fi în atelier cu mine, cei care vor să studieze într-adevăr pictura și sunt din București și vor să studieze pictura, cu adevărat, pot veni în atelierul meu, sigur că da, pot veni în atelierul meu, așa, și acolo sunt cursanți în atelier. Deci aia sunt numiți ucenicii mei. Da? Și ăia pot învăța exact totul ca la carte, așa cum trebuie să învețe pictura. Da, pentru că, într-adevăr, ce ne oferă posibilitatea Facebook-ul este limitat, cumva, să spunem așa, aspectul ăsta. E cumva sticla asta ce ne oferă cât se poate ea. Restul ține de imaginarul fiecăruia. Eu am să încerc cumva să fac niște vibrații. V-am povestit că vibrația nu trebuie să vină într-o pensulație cumva uniformă. Grigorescu a venit cu o pensulație uniformă și m-aș contrazice pe mine din momentul în care v-am învățat cumva pensulația să nu fie într-o pensulație uniformă. Avem uniformă pentru că a dat cu pensula pur și simplu așa, în toată direcția tabloului și din partea asta alta așa. Deci le-a unit pe toate așa, creând cumva o profunditate, o profunzime, da. Acum, eu pentru că v-am învățat într-un fel, n-aș vrea să mă dezmint. Continu să cred că nu vreau să fac într-o uniformitate vibrația și o să fac cumva tot așa în toate direcțiile, da? Deci nu o să fac ca Grigorescu, Doamna Maria Sarah, se vernisează cu ce fel de verniz, având în vedere că este tehnică mixtă? Păi normal, deci cu ce finalizăm? Cu ăla? Ulei? Păi nu, normal, finalizăm cu verniz, ulei. Dar finalizarea nu se face chiar la 2-3 zile, se face la 2-3-4 luni după uscare. Deci e o perioadă de
așteptat destul de, de lungă, zic eu. Nu e chiar, hai, țopa, imediat le și vernisăm. Nu. Azi n-am lucrat deloc la flori încă, în ulei. Deci culorile nu le-am schimbat la flori, au rămas aceleași culori. Acum vom trece la flori. Am vibrat puțin pe aici, încă aici am lăsat aceeași vibrație în acrilic. Nu e nevoie să acoperiți toată lucrarea în ulei. Nu e nevoie. Eu vă spun așa, dacă vreți ca o lucrare să fie bine făcută de la cap-coadă și să dăinuiască sute de ani, e bine să folosiți o singură firmă de culoare, un singur produs de o fabrică de culori, nu mai multe așa, nu lucrat mixt, da? Lucrat doar ulei sau doar acrilic. Sunt niște aspecte care ar trebui să le luăm în calcul, dacă vrem să dăinuiască sute și sute de ani de aici încolo. Dacă vreți să dăinuiască doar 100, 2 de ani, ce știu eu, poate chiar și mai mult durează, poate dura acrilicul ăsta mixt destul de mult, părerea mea. Nu am, v-am mai spus de unde să știu tehnologia materialelor atât de precisă, tocmai de aia nici nu aș vrea să mă pronunț într-o finalitate exactă, că culorile ar fi într-un fel sau altul. Doar că acrilicul îl găsim în compoziția pânzei, când o cumpărăm, deci e... Compoziția pânzei, tratamentul, e bazat pe acrilic. Deci ce am pictat noi până acum, e același lucru. Acum vom încerca cumva să dezvoltăm florile, iarăși, să le îmbunătățim cumva forma. O să iau și aici puțin alb, galben, roșu și vom face puțin iarăși un roziu. Vom acoperi iarăși zonele în care credem noi că ar fi vorba de acel roziu. De v-am spus, nu e obligatoriu să acoperim chiar totul cu ulei. Da? Putem face cumva să rămână și din acrilic, și din ulei. Da. Doamna Maria Ana Suciu, ați face o mare greșeală să dați cuiva aceste filmări. Canalul de YouTube e la fel de simplu ca și Facebook-ul. Da. Doar postați acolo videourile pe care oricum le faceți deja acum. Nu avem de pe ajutor al altuiva. Nici la urmă. Da. Zici că vorbim după un particular. N-ați auzit nimic. Eu nu zic nimic. Vorbesc două doamne aici, dar eu nu... E un concert deja. Nu, doamna doctor, e o sinfonie, domnule. A culorilor, domnule. Mai bag și puțin verde, da? E o chestie așa, mai mult ține de sentimentul de a picta decât de precizia exactă. În cazul ăsta, acum ce drept. Da, dar chiar este ce trebuie. Dacă nu iese ce trebuie, după ce închei filmarea, o să iasă ce trebuie. Aici o să mai vin eu așa cu puțin nuanțe de verde, ca să dau impresia de... Foarte frumos ai fi ducică. Da. Mulțumesc. Unde vă găsim în București? Vă rog, în ce sector? Mulțumesc. Sectorul 2. Da, nu... Atât. Da, în sectorul 2, dar nu putem face publică treaba unde ne găsiți, decât doar pentru cei care sunt interesați. Scrieți în Messenger și intrăm acolo, conversăm, ne auzim la telefon și după aia vă dau exact datele unde mă puteți găsi. Sunt în sectorul 2, pe lângă Foișorul de Foc. Mai mult... Sau pe lângă Biserica Armenească. Între Foișorul de Foc și Biserica Armenească, da. Și vă spun și adresa și strada imediat. Ai da, normal, sigur că da.
Da, după cum bine vedeți, probabil că și vedeți bine, nu? Foarte bine. Foarte bine, nu? Da. Mai încercăm puțin să mai ajustăm din... de fapt, pictura asta e, cam tot timpul nu facem altceva decât să ajustăm ceea ce facem. Baza. Baza, începe cu o bază, adică e boșă. Și după aia nu facem altceva decât să ajustăm tot timpul să pară cumva într-un fel mai frumos, mai spectaculos, pe cât posibil, da, spectaculosul ăsta vedeți că pentru cei care încă nu au experiență, înseamnă abuz de culoare, băgăm un galben foarte țipător, că ăla se vede din avion, băgăm un albastru iarăși la fel de țipător la apă, că doar e apă și apa nu, cum ne-a învățat? E albastră apa, nu? Apa este incolor, nu e albastră, apropo. Da. Și o fac majoritatea, am văzut la peisajele alea, când am spus peisaje, toată lumea a înțeles că apa este albastră. Iar când pictăm, uite, vezi, imaginați-vă că am fi... Exact aceeași cromatică o găsim și într-un peisaj, da? E vibrat totul, nu e un verde care îl găsim peste tot. Facem copacul, ok. Copacul din prim plan, copacul din planul 2, copacul din planul 3, au aceeași intensitate de verde? Păi nu! Nu, dar de ce îl facem în aceeași intensitate și nu știm că, de fapt, cei din plan îndepărtat se pierde în intensitate culoarea? Putem pune până la umbre din copace din îndepărtare un albastru închis. Nu mai folosim verde. Păi, facem sau nu mai facem pictură? Da. Eu am mai explicat... Da, spuneți, doamna doctor, ce scuze. Doamna Mandic, eu abia aștept tabăra. Da, tabăra de pictură va fi o încoronare, să spunem așa, al tuturor din marea familie. Eu tind să cred că totuși, da, dacă ne mai certăm acolo, o parte dintre voi se mai ceartă, încă nu și-au rezolvat conturile. Sper că acolo să vă păstrați, să nu vă păruiți, să nu vă luați mânușele de box, glumesc, evident. Păi, pardon, față în față, cine mai are curaj? Păi nu mai are nimic, atunci eu pariez că ne pupăm și ne luăm în brațe și spunem, vai, dragă, dar de când, da, știi? Și dar tu ești aia care scrie, ai, ca ce rău, știți? Chiar drăguță, știi? Na, las, că nu m-am supărat. Da, dar nu vreau un cafea cu mine, că am niște prafuri. Da. Acolo lumea o să fie îmblânzită. Îmblânzim. Nu, scopul meu. Ai luat masă, nu scopul meu, scopul meu. Scopul meu este de a cumva lega prietenii între oameni, a se lega prietenii, ca mai apoi, la următorul eveniment de genul ăsta, să fim deja o familie unită, pentru că sunt deja din grupul 21-22, pe care îi păstoresc în continuare, să spunem așa, dacă mai vor să mai fie păstoriți de mine, pentru că acum cumva ei se simt neglijați datorită noului val de... oameni care... Da, de cere. Și ei s-au simțit cumva acum neglijați. Și i-am citit, i-am văzut. Nu trebuie să se simtă neglijați, pentru că ei sunt tot ai mei și vor rămâne ai mei în continuare. Cu ei am început. Eu la început, când am început să fac genul ăsta de live-uri acum câțiva ani, nu aveam decât 21-22 de oameni. Asta era numărul meu. Dădeam drumul la Facebook și știam, am 21-22. Și... O doamnă, Doina din Italia cu ochelari, uite că am uitat cum o cheamă. A făcut și un imn al 21-22 și o poezie frumoasă, da. A fost o chestie. Da, dar a fost o chestie mișto, că ne-a ținut legați mult timp, că la toate seminariile, și au fost multe seminarii. În 2 ani de zile am avut foarte multe seminarii. Am avut vreo 15 seminarii prin toată țara. Și cum e Carmen Angheloiu, de exemplu, soprană de la Opera Română, ea a fost chiar la toate seminariile de pictură. Deci ceva. Și doamna doctor Gabi și da, sunt mulți. Și Gabriela Anastasoae și o grămadă pe care, da. Ei probabil acum se simt cumva...
marginalizați datorită noului val de admiratori și n-aș vrea să... Păi nu, ei intră deja la cei instruiți. Păi ei intră la cei instruiți, că am spus să uite, chiar mi le-am spus, uite, am nevoie de voi când voi fi în tabăra de pictură să ne cumva... O să vă ajută că dumneavoastră. O să vă fac, Eli Vitan, o să vă fac eu o demonstrație, sigur că da, cu materialele de la Mustaș. Și o să mă ajute, sigur că da, la susținerea proiectului cu diverse, da, sigur că da. De exemplu... deja știu, da. Păi cum să nu știe, dai seama, au cunoștințe, știu cu ce se mănâncă lucrurile astea. A, eu acolo la... tabără, să știți că voi fi într-o dubă, voi avea o dubă albă ca să fie ușor de remarcat și voi avea un steag roșu mare ca să știți staful. Deci voi fi cu un steag roșu, nu, pe cuvânt ca să știe lumea, o să-l pun cumva atașat la mașină, să știe lumea să nu mai întrebe, că am experiență și știu despre ce este vorba și tot caută unde, că trebuie informație, na. Iar noi vom fi acolo cu o zi, două înainte, o parte dintre cei care cei care vor să mă ajute, vom fi cumva de vineri, va trebui să ne ducem chiar, pentru a cumva împrejmui locul, să nu avem alți intruși, să nu fie și intruși acolo, decât cei din... tabăra noastră de pictură, pentru că eu stând o săptămână acolo, normal, o să aduc un generator de mare putere și ăla o să facă curent, o să putem să ne alimentăm telefoanele, va fi curent pe toată perioada nopții, adică nu vom sta într-o beznă total acolo, da? În afară de faptul că maestru Helciuc Dan va susține tot felul de va face show-uri, sigur că da, vom avea karaoke, adică eu am un videoproiector cinematograf, are vreo 30 de kilograme, videoproiector are de un metru, atât de mare, și face chiar, da, și o să punem videoproiectorul cu tot felul de întâmplări din timpul zilei, din diverse, da, o să fie tabără, o să fie expoziție de pictură deschisă non-stop încă de la început, lucrările vor fi prezentate undeva într-un cadru frumos organizat tot de noi, o să-l facem, o să fie o scenă unde o să ținem karaoke, deci va fi o nebunie în toată splendoarea, deci nu o să fie chiar pur și simplu o tabără de pictură, pictăm și seara ne ducem toți în corturile noastre sau în rulotele noastre, nu, o face ceva de vis. Bun, ce să vă mai spun, tablou mi se pare ok, aici cred că valorează undeva la 200 de milioane de euro. Cel puțin, doamna Dorea, cel puțin, ce să mai, da. Știu că vă bateți după acest tablou, îl doriți fiecare dintre voi. Lăsați-mi mesaj în privat, este un tablou scump. Pă naiba. Deci îl dau, cine dă 200 de euro, l-am dat. Nu cred că cineva îl vrea din pictor, este tot pictor. Adică fiecare dintre ei nădăjduiește că îl poate face el, sigur că da. 200 de euro și mai încolo, așa, peste vreo câțiva anișori. Poate fi și 20.000 de euro. Poate fi și 20.000 de euro, poate fi și... Da, exact. Am o ramă frumoasă, ai zis că vi-l pun așa cu o ramă. Dar mai am puțin de lucru aici, mai am puțin de lucru aici. Da, spuneți, doamna doctor, scuze. Doamna Stella Papură întreabă, cum facem cu cazarea? Păi fiecare se rezerve, nu? Da, doamna doctor a rezervat deja, ca să vă spunem ca să știți. Vila, cum se cheamă vila? Agapia. Vila Agapia, da, Vila Agapia, doamna doctor a rezervat-o toată cu ce era acolo. Deci, da, nu mai e loc pentru... Nu mai e loc la Vila Agapia, ca să știți. E rezervată. Dar am înțeles că seara m-au sunat oameni și mi-a spus că nu mai sunt locuri nici prin împrejurime prea multe locuri, deci, deja. Nici prin împrejurime s-au ocupat deja. De 24 de ore, pentru că am făcut eu anunțul deja, spun că nu mai sunt prea multe locuri. Mai am o vilă rezervată cu 5 camere. Nu știu dacă o mai aveți. O am, am făcut un extra. Păi ce faceți acum? Dumneavoastră ocupați toate vilele și ăștia nu m-au luat. Care toate? Două vile am ocupat. Două vile, aia e bun.
Da, bine, mai sunt. Ideea este că astfel de eveniment se va ține la cort, la cine are cort, da, da. La mașină, autorulote, rulote. Ideal ar fi fost pentru autorulote și rulote. Este încă în continuare, tind să cred că e pentru autorulătiști tabăra de pictură asta. Că acum suntem o parte dintre noi mai... mai în vârstă și nu mai putem sta direct pe pământ la cort, asta e altă treabă. Sau unii sunt mai... vor mai mult confort și... Na. De la 25 de ani deja vrei confort. De la 25 de ani deja vrei confort, spune doamna doctor. Deci are 26 de ani, doctor, ca să ne înțelegem. Confortabilă vârstă, doamna doctor. Da. Păi ce, vă puteți... Și-a luat o vilă. Da, și-a luat o vilă, dacă n-a... Frumos, da. Și dacă n-are în corp, n-are rulot, și-a luat o vilă. În principiu, n-ai pâine, mănâncă cozonac. Da, deci tabloul poate fi continuat, să știți, foarte mult timp de aici încolo, în statul ăsta. Deci, păi aici putem să intrăm în detalii, dar intrând în detalii, perdem frumusețea echilibrului cromatic și a pensulației și numai ceea ce ar fi trebuit să fie de la început cu ce am plecat noi. Da, adică nu ar trebui dus până la nu știu câtă... da, e bine dus și așa. Hai să facem și noi o crenguță pe aici. Ok? Am să-l aduc, am să vă aduc o ramă și o să pun într-o ramă. Dar nu știu care era, mă, doamna doctor, dar asta mă duc eu, că sunt prea multe tipuri de rame acolo și te zic că le nimeri. Super! Deci e splendid. Când vin, am venit acum și m-am uitat la el, e chiar... Cine-ți vă rog frumos asta? E chiar splendid. Super frumos. Este super. Am vrut să zic, luați distanță să-l vedeți. Da, nu am ridicat de la șivalet. M-am mergem mult. Da. Da. Nu mai vreau. Haideți, dați puțin. Mulțumesc, doamna doctor, ne-a ajustat imaginea de astăzi. E pictat așa. Grigorescu. Nu pot totuși să-l las așa și l-am pictat puțin mai în detaliu. Foarte puțin. Nu am încercat să ies din ce a făcut domnul Nicolae Grigorescu. L-am făcut cumva, l-am personalizat. Nu mai este ce este acolo. Clar, uitați. Deci nu mai e ce este acolo, așa că pot să mă semnesc pe el. Da? Ele sunt două doamne. Da. Bine. Ok. Bine, da? Ok. Între timp și săptămânal. O să mai intru săptămânal incognito, așa, și o să vă mai prezint vopseluri, materiale. Zi frumoasă!